Salutare prieteni și bun găsit la un nou tutorial cu World of Tank. În episodul de astăzi vreau să vă arăt un pic cum stă treaba cu shoturile. Acel shot pe care îl dai cu ambele țevi, el numindu-se salvă. În primul rând, după ce ai luat un tanculeț din ăsta cu două țevi, jocul te dă cu o setare în care, ca să tragi cu două țevi, va trebui să apeși ambele clicuri de la mouse în același timp și în felul ăsta execuți salva de foc, în felul în care jocul îți face setarea standard fără ca tu să modifici nimic. Dar după cum vedeți, în momentul când tragi în felul ăsta cu ambele clicuri apăsate, normal click dreapta are funcția de a pune auto aim-ul pe tank. Și în felul ăsta ținta ta rămâne în acea poziție. Ca să faci double gun-ul și să tragi, ar funcționa așa. Și vezi, nu ai o acuratețe destul de bună asupra shot-ului pentru că nu poți să controlezi mouse-ul. Funcția asta fiind pusă, după părerea mea, total aiurea, pe click dreapta. Ca să ai un shot mai sigur și mai curat asupra inamicului, va trebui să intri la setări și să te duci la funcția taste. Iar aici va trebui să cauți opțiunea trage o salvă și aici poți să înlocuiești click dreapta, de exemplu la mouse, după cum vedeți pentru foc normal aveți click-ul stânga, iar click dreapta pentru a trage o salvă. Aici fie că puneți alt buton de pe mouse, fie că puneți rotița prin apăsare, pentru că atenție, rotița prin scrollare este ținta, zoom în țintă. Deci doar prin apăsare puteți să puneți rotița sau alte butoane pe care le aveți la îndemână pe mouse. În schimb, puteți să puneți și o tastă. În felul ăsta folosiți tastatura mai mult decât mouse-ul pentru a face double-ul pentru salvă. În cazul meu eu pun tasta Q și în acest fel o să vedeți că pot să pun, să trag o salvă și să mișc mouse-ul în același timp, mult mai relaxant, mult mai sigur shot-ul decât în felul cum ți-l dă jocul standard prin apăsarea celor două clicuri. Ce trebuie să mai știți despre acest mod de tragere? Dacă îl folosiți cu clicuri, exact cum vi-l lasă jocul, atunci aveți și un lag care se creează în modul când tragi. Dacă tragi un singur shot și revine proiectilul pentru încărcare, se creează o decalare de shot din cauza repoziționării tunului. În felul în care tu, de exemplu, folosești o tastă, îți e mult mai ușor să tragi. În felul ăsta, salva, poți să o tragi altfel, controlând mouse-ul în totalitate. Deci, dacă vreți părerea mea despre acest mod de a trage, mod de a trage salva, eu vă recomand să vă puneți o tastă pentru a avea mouse-ul liber și de a-l mișca cât mai rapid. Nu contez și ideea de a-l pune pe mouse. Dacă aveți mai multe butoane pe mouse, cu siguranță va avea același efect, dar ceea ce trebuie să faceți prima dată este să scoateți click dreapta de la tragerea pe salvă. Cam asta a fost clipulețul pentru shot-ul cu două țevi. Nu uita să lași și tu un coment în care să-ți pui și tu acolo părerea, tu cum folosești această salvă. O folosești de pe tastatură sau de pe mouse? Ai schimbat click dreapta sau îl folosești cu click dreapta? Eu am fost Cristi Cagula, vă salut, toate cele bune!